No, salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod din Thrones and Liberty. Și prima dată nu uitați de butonul de like, subscribe. Am văzut o misiune foarte, foarte importantă. Bine, de multe care râs că am mai făcut foarte multe, mi-am luat și Battle Pass-ul. Deci mi-am și cumpărat și pe ăla. Bă, mă scuzați dacă vorbesc sau ăsta, e ciudat rău, e... Abia am venit de la muncă, nu mă pot odini. Bro, ce... Stai că mi-a răspuns una. Mam, coaie, deci fii atât. Lucrez de noapte, știți bine, da? Bă, și-am pus o întrebare acolo, că uite, mi s-a... Băi, unde am mai locuit? Nu am avut fix așa mari probleme cu chestiile astea, cu latul vecinului și așa mai departe. Și, pe mult de când m-am mutat într-un oraș, am pus o întrebare pe acolo pe grup, zic, băi, uite, am o problemă. Cred că știți foarte bine că mai făceam live-uri în alta, sau auzeam pe fundal foarte mulți copii care se jucau, urlau sau se... nu știu ce făceau, în fine. Băi, și vă dați seama că pică foarte urât, adică lucrez chimie de noapte, da? Și după ce vii de la muncă, te-ai odinit, crede-mă că... Coaie, 7 ore jumate de noapte, încep la 2 dimineața și termin la 9 jumate. Gândește că e sâmbătă, ai vine acasă, te-ai odihnit după o săptămână de muncă, da, ok, și pur și simplu nu poți. Și am pus o întrebare, care e treaba, și mi răspunde o pize polna atormentată, vai de capul ei, că să mă mut în pădure, că se vede că n-am copii. Care e diferența, bro? What the fuck? De ce sunt eu obligat? Și am bătut la el la ușă, l-am mai explicat, am zis și la cine, mă rog, ar mai trebui. Bă, uite că nu mă pot odini, trebuie frumos să fac ceva. Da, bine că faci ca un alta și... Nu s-a întâmplat nimic. Ca să știi de la mine. Nu s-a întâmplat nimic. În continuare url, în continuare fac de toate și clar nu mă pot odini. Și când am bătut amul la ușă, când fac videoclipul, în ziua asta, pe ce încărcă cu 20 de minute cam acolo, că din somn m-a trezit efectiv, că da, ce să le fac, că ei sunt copii. Da, chiar din cauza aia poți să le faci. Pentru că dacă spune un vecin de 2 ori, de 3 ori, frate, nu mai se poate, adică chiar e o situație destul de nasoală încât chiar se urlă, ai putea tu ca părinte efectiv să mergi să învețe, nu mai urlă. Și bai care urlă fix în spatele blocului. Mă înțelegi? Fix în scară, unde nu e loc de jocă, unde efectiv nu ar trebui să fie un gram de copil cu o bicicletă sau așa mai departe. Și l-am mai explicat, frate, capătul blocului, de aici la noi, e loc de joacă pentru copii. Nu, ei aleg aici să joace, să-i fută pe toată lumea. Și aici, în Germania, pereții, dacă dai un pic mai tare cu pumnul, se aude în tot, da? Așa sunt construit, nu e ca și la noi. Apropo, la noi, în România, dacă copiii fac treaba asta, e prima problemă cu vecinii și etc. Chiar destul de mari. Cred că știți foarte bine vecinii aia care urlau pe noi când eram copii, că frate, dacă nu faci liniște și așa mai departe, cam ajunge să chemăm poliția, etc. Deci nu interesa nici România treaba asta și... Bă, vă dați seama că mi-a scris asta acum acolo pe grup că, că mută-te în pădure, mută-te tu la mătam ce-ți dă până la urmă că, pe ea, nici nu o să stau să mă îmbolnăvesc. Eu, cum am zis și la asta, la vecin, mai eu nu o să stau să mă îmbolnăvesc din cauza copilor tăi sau să ajung să chem salvarea, pentru că, da, nu mă pot odini suficient și e posibil să ajung la mai multe chestii, fără odină, fără, mai ales acum că e weekend.
mai încerca un pic mai mult să te odinești. Le-am zis și lor, păi nu m-a interesat niciodată. Așa că am zis frumos, da, ok, nu e nicio problemă, atunci chemăm poliția. Oricum am dovadă contractul meu de la muncă, cum se vede că eu tot timpul numai de noapte muncesc, știi? Că bă, că oricât ai face ăsta, atât nu-mi interesează, mă înțelegi? Și asta vă recomand și vouă, coaie, dacă sunteți noi, veniți în Germania. Să nu mă interesează că e român, că e pula mea de-l fută. Dacă nu se poate înțelege cu el, fără atât chem poliția. Și asta e. Că până la urmă egal, că e țic, mă rog, rom, că e român, că e ce îi. Nu trebuie să intereseze. Mai ales dacă pe el nu-l interesează liniștea omului, bă, da, se înțelege, plânsătul copilului, ok, bebeluș, da. Dar nu de la mare, ci să joace pe aici cu tot felul și așa mai departe. Hai să fim realiști, odată ce vorbești cu el și știi că ai și alți vecini, e clar că deranjează. Și cum am zis și la asta, în capătul blocului, femeie, este... Cum se numește? În capătul blocului, este de la... Those star fragments contain pure power. Someone created a monster called Queen Belandia. Este prostie de aia, știi? Nice. Ah, l-am prins pe Bramiaș. Am fine. Apropo, o să facem mai multe videoclipuri acum, fiindcă o să vă prezint un pic mai multe chestii, dar na, vedem ce putem să facem, că... Băi, nebun? Pe ăsta trebuie să-l iau. Da, pe ăsta. Dar oricum n-am mai făcut episoade, n-am mai făcut... Bă, de ce nu-l prinde? Așa, mă! Stai un pic, dar ce examine? Nu mă, ce trebuie să fac aici? Copelan... Da, în fine, nu mai înțeleg. Clay. Examine clay book? Nu am înțeles. Am ceva cu ăsta aici. Poison trap. What the fuck, în fine. Nu prea am mai fost atât de aici. Nu m-am luat cu povești cu un alta. Na, și asta este coșmarul meu zilnic, coaie cu românii. Deci să bag pula într-o dată, coaie. Deci să mor eu dacă... Bă, oameni mai toxici de atâta nu pot exista, mă. Ferească Dumnezeu. Și dacă încep să... Deci, vezi... Și sunt de catalogați că între noi ne certăm, dar deci sub ce motiv ne certăm între noi? Pentru că tu ești chiar inconștient în faptul că, băi, se plânge lumea de apartamente, că știi bine că arată ca ceaiul și că sunt construite de pe vremea lui Pazvante Chiuru și știi foarte bine că am avut discuția asta. Nu, tu trebuie efectiv să mergi și să... Băi, prea m-am enervat, coaie, deci credeți-mă, prea m-am enervat, mă, pe ăștia, adică, bro, e ceva neexplicabil, ești nebun la cap. Bă, măcar dacă spune, da, mă, hai că, o dată, e de două ori, e de trei ori, dar nu, coaie, deja de când m-am mutat aici, e în continuu. Și, bă, mă auzi pe asta că mută-te în pădure. Du, dacă vezi videoclipul, să te muți la mă... Ce era să zic? Deci, hai să ne calmăm, să fie totul în regulă. Să nu ajungem să ne băgăm toată pula. Da, în fine. Vă dați seama cât de frumos e. Și na, am zis la femeie, bă, vrei să... Ce, să ajungem la... Da, mă, cred că sună la ușă. Ce e aici? Nările lui Batman, ce Dumnezeu aici? Bă. Lol. Nu pot să înțeleg ce trebuie să fac aici.
Acum mi se pare un pic cam ciudat, Armand. Păi, dar ok, trebuie să prind un... Da, nu. Stai un pic. O facem altcumva. Da. Bă, mi-a dat stun. Bine, mă, bravo. Așa, ok. Deci... Nu. Defeat armadillo and the trap collected. Aha. Doi am nevoie. Doi. Ok, hai să mai prindem pe încă unul. Încă un armadillo. În trap. Haide. Bun, perfect. Bun, mi-a dat o magie aici că nu mai... Am venit că nu mai pot folosi deloc. Bun, let's go. Examine Claybook. Speak. Unde Dumnezeu e pascunsă la mă? Am bătat tata, pe unde Dumnezeu e ascunsă? Da, Pizon. Am văzut foarte bine cum arată Pizon. Da, e acolo deasupra, cred că. Cred că trebuie să mă duc mai sus. Ia să mai rămân mai sus, că mi s-a întâmplat odată să... M-a trebuit asta de poate scoate. Bă, de apropo, jocul te ia foarte, foarte mult, deci foarte, foarte mult te ia, fără două și poate. Nu uita așa la treaba asta. Bă, dar unde-i? Uite-te mă, pe unde ascunzi, ești bun. Așa, mă. Lol. Hai că m-am luat niște chipsuri de la magazinul românesc, m-am de alea cu brânză. Cu cașcaval, adică bă, ești nebun, e rupere. Da? Mhm. Apoi scump! Păi și unde-s? Haide bă! LOL. Deci, și-o dăm să știu că o să transformă. Așa că aude. What the fuck? În timp ce sunt... Am o idee. De asta că facem noi altceva. Unde-i? Unde, mă? Stai să mai dorm un pic la gold. Hop, hop. Bă, da. Unde era la mânte pe care puteam să... Așa. Nu înțeleg. Trebuie să mă uit pe internet să mor. Nu înțeleg. Baby, ia să vedem.
Ca cum au făcut alții misiunea, mă? Direct reclamă și de la cine? De la firma unde lucrez, adică... Bob? Pa să nu l-am. Faceți după mine după ce ajungeți la misiunea asta. Pun dead. Ce mai vă repetăm încă o dată. Bun, perfect. Păi, dar ce vei ciudat, nu? I didn't expect to discover this precious thing. The shell is very fragile. Try not to damage it. De, da. Și am o primare vierme. Ce că de fit, așa-i? Băi, nebun! Oricum nu ne poate prinde că... Na. Bă, una, două de asta, nu. Sanwen poison sac is also used as a raw material for mana production. Perfect. Ok. Bun, guys. Facem un fel următor. Amu. Intrăm pe Facebook. Așa ca băieții. Și o să vedeți o chestie imediat. Și o să vă explic în următor episod. Așa că nu uitați de butonul de like, subscribe. Și ne auzim pe data viitoare. V-am pupat. Pa, pa. Oricum, foarte multe chestii aș putea să vă fac videoclipuri și chiar o să vă fac pentru cei care sunteți noi. V-am pupat, pa, pa.